Bună ziua tuturor, vă salut cu mare drag și mă bucur să ne întâlnim aici la Elephant Fest. Numele meu este Gaspar Gheorghe și vă vorbesc în calitate de autor al cărții Copilul Invizibil, o ediție aniversară, actualizată și revizuită, apărută la Curtea Veche Publishing. Atunci când folosim metafore de genul copil invizibil sau copil interior, noi psihologii ne gândim la o latură a minții noastre, mai mult sau mai puțin conștientă, în care sunt stocate amintirile, trăirile, experiențele și emoțiile pe care le-am trăit în copilărie, însă și acele mesaje pe care le-am primit din partea mediului, din partea părinților, a îngrijitorilor, cu privire la cine suntem, cine avem voie să fim și în ce comportamente ne putem implica. Cu alte cuvinte, indiferent de vârsta pe care o avem, 20, 40, 60 sau 80 de ani, în universul interior al fiecăruia dintre noi există un astfel de copil invizibil care iese la suprafață, în special în plan relațional. Indiferent că vorbim de aspectele personale sau de aspectele profesionale ale vieții, conexiunile interpersonale, relațiile, au această putere de a scoate la suprafață partea noastră frumoasă, însă și partea noastră mai puțin frumoasă. Din fericire, dincolo de acest copil interior, dincolo de acest copil invizibil, în fiecare dintre noi există și un adult interior. Iar pentru ca noi să putem să facem față cât mai bine provocărilor și să trecem cu bine peste dificultăți, să creștem, să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere, ar fi minunat dacă am putea crea o relație de atașament între copilul nostru invizibil și adultul interior. În ceea ce privește copilul invizibil, e important de știut că tot ceea ce se întâmplă cu noi până în perioada de 6, 7, 8 anișori sunt experiențe pe care mintea le înmagazionează într-o manieră diferită față de ce se întâmplă în perioada de adolescență sau ce se întâmplă cu noi la vârsta adultă. Specialiștii în psihologia dezvoltării ne spun că mintea ființei umane până pe la vârsta de 6, 7, 8 anișori funcționează așadar diferit, pentru că este centrată pe sine. Există această perspectivă profund egocentrică. Ce înseamnă asta mai exact? Imaginați-vă un copilaș care are alături de el părinți care se bucură să petreacă timp cu el, care îi acordă atenție, care îl ghidează, care îi oferă siguranță, structură, îi pun limite, care se joacă cu el, care din toate punctele de vedere se bucură de prezența copilului. Ei bine, într-o astfel de situație, într-o astfel de familie, mintea copilului va spune că da, eu ca ființă umană sunt iubit, sunt valoros, sunt important. Dacă însă copilul nostru are experiențe diferite sau diametral opuse și părinții mai degrabă sunt obosiți, epuizați, tracasați, preocupați, îngrijorați, atunci copilul nostru de asemenea va avea impresia că ceva nu este în regulă cu el. Cu alte cuvinte, în primii ani de viață noi nu avem capacitatea de a pune lucrurile în context și de a spune că mama, tata au venit acasă de la serviciu sau au ieșit din birou apropo de munca online și aceștia probabil că sunt deranjați de faptul că au avut o zi grea, de o conversație dificilă cu șeful, de situația pandemică sau de situația financiară. Mintea copilului va spune ceva cu mine nu este ok, pentru că din cauza mea părinții mei sunt triști sau supărați. Ei bine, dacă acest copil înaintează în vârstă și pe parcursul adolescenței sau în etapa de adult tânăr, nimeni nu-l ajută să-și expandeze un pic perspectiva asupra vieții, să se împrietenească cu emoțiile, cu sentimentele, să-și cultive nivelul de inteligență emoțională și inteligență relațională, atunci mintea va repeta această poveste din nou și din nou și la vârsta adultă îi va sabota relațiile într-o manieră inconștientă. Să ne imaginăm că acest copil care a avut experiențe mai puțin pozitive cu părinții ajunge la vârsta adultă, vine partenerul acasă de la serviciu sau iese din birou și poate că a avut o zi în care e un pic mai tracasat, în care e mai supărat, mai puțin comunicativ. Și în momentul respectiv, automat, povestea pe care am repetat-o de nenumărate ori în copilărie prinde viață și eu văd lucrurile din perspectiva copilului invizibil și nu adultului care sunt. De aceea, specialiștii în relațiologie, această nouă știință a relațiilor, ne spun că atunci
atunci când la vârsta adultă ne confruntăm cu experiențe dificile, s-ar putea ca doar 10% din ceea ce se întâmplă aici și acum să ne afecteze și 90% să aibă legătură cu trecutul nostru. Cu alte cuvinte, provocările din prezent pot scoate la suprafață rănile, traumele, experiențele noastre dureroase din trecut. Ce ne poate ajuta pentru a nu ne implica în comportamente extreme, fără să devenim haotici din punct de vedere emoțional sau rigizi din punct de vedere comportamental, e să practicăm starea de prezență conștientă și să dezvoltăm în mod asumat, în mod repetat, această conexiune între copilul invizibil și adultul interior. Un proces care ne poate fi util din acest punct de vedere este să respectăm cele trei etape ale transformării. Primul lucru și cel mai important este acela de a conștientiza că în fiecare dintre noi există un copil invizibil. Iar atunci când în exteriorul nostru ceva ne deranjează, ceva ne supără, ceva ne activează, s-ar putea ca acest copil invizibil, acest copil interior să pună stăpânire asupra adultului din universul nostru interior, mai ales dacă între cei doi nu există o relație. Deci este foarte important să recunoaștem acest copil interior. Al doilea pas foarte important atunci când ne dăm seama că suntem fie extrem de reactivi și poate reacționăm într-o manieră exagerată din punct de vedere emoțional la o situație care nu e atât de complicată sau din contră, mintea noastră se rigidizează extrem de mult deși problema nu e atât de gravă, atunci este important să ne întrebăm că oare ce anume din trecutul nostru a prins viață? Oare care dintre rănile, durerile, suferințele copilului meu invizibil acum au fost zgândărite de experiența din prezent. Deci cumva este foarte important să analizăm cum se leagă prezentul de trecut. Iar al treilea pas foarte important, a treia etapă esențială, este să fim atenți la nevoile copilului invizibil și să facem tot posibilul pentru a le îndeplini. Fiecare copil interior are nevoie să fie acceptat, să fie înțeles și emoțiile să-i fie validate. Cartea Copilul Invizibil, apărută la Curtea Veche Publishing, ne oferă un proces, ne oferă o direcție, ne oferă câteva informații semnificative apropo de cum ne putem împrieteni cu copilul nostru invizibil și cum putem crea această legătură sănătoasă între copilul invizibil și adultul interior. Vă doresc lectură plăcută și momente cât mai frumoase la Elephant Fest!